Pentru Oliver Dobre, campionatele mondiale din Slovenia au fost o bună verificare înaintea mondialilor de la Belgrad din luna decembrie. M-am dus pentru că și Federația Internațională de Karate Tradițional face parte din această federație, la acest campionat, numai că încă la nivel național nu este recunoscut, pentru că noi nu am aderat încă la structura națională. Eu am participat mai mult pentru a mă testa privind campionatul mondial care are loc în decembrie, la Belgrad. Și a fost chiar un pas bun pe care l-am făcut. Am obținut locul 5, a fost destul de puternică competiția. Puteam să iau și medalie, dar s-a întâmplat așa. În cadrul turneului au fost prezente peste 40 de națiuni de pe 4 continente, cu peste 1000 de sportivi, nivelul competiției fiind unul foarte ridicat. Oliver Dobre a reprezentat România la proba de cumite. Au fost din America, Canada, Brazilia, Portugalia, Germania, Franța, deci au fost țări puternice. Oliver Dobre trage tare pentru a fi în cea mai bună formă la mondialele de la Belgrad, singura competiție de acest nivel recunoscută de federație. Pentru asta, cel mai longeviv karateca al județului și-a propus să mai ia parte la încă o competiție de verificare în luna noiembrie. Este vorba despre campionatele europene din Franța.